Frați și fiecare, la vremea potrivită, a ales drumul său. Părintele Edi Domitrache, o să vă fac o confesiune astăzi, o mărturisire, de mic mergea la Mănăstirea Stelea, o titorie voievodală, și de atunci a văzut ce înseamnă rânduirile acestea frumoase pe care bisericile și, în mod deosebit, mănăstirile și schiturile le păstrează. Experiența sa de viață mai târziu, seminarul teologic, facultatea de teologie ca și studiile academice, la Academia de Studii Economice, l-au făcut să aibă altă înțelegere asupra vieții și, în speță, asupra activității pastorale. Îmi amintesc cu multă emoție momentul în care, văzându-l la slujbe la Sfânta Mănăstire Comana, felul în care cânta, felul în care slujea, m-a făcut să îl chem să vină să slujească la parohia Puțul Greci, care se va canta în urma promovării părintelui Laurențiu, jucănarul, la parohia din vecinătate de la Brundu, acolo unde, ca și aici, au început lucrări de pictură. Și îmi amintesc totodată și surprinderea doamnei preotese, Ștefania, care se gândea cum o să fie soțul meu să devină preot, iar eu să am calitatea de preoteasă. Părea ușor intimidată, dar ulterior și-a asumat de plin această calitate de a fi prima enoriașă, prima doamnă a parohiei, implicându-se în activitățile pe care părintele Edi Domitrache, ca nimeni altul, le-a gândit pentru această comunitate mică, pentru copii, sărbători, momente în care îi implica pe tineri. Chiar și cu copiii de aici, de la strană, a mers într-un pelerinaj la finele
verii care tocmai s-a încheiat. Biserica aceasta a devenit luminoasă și neîncăpătoare pentru cei de aici de la Puțu Greci, pentru că preotul noastră are niște daruri aparte sufletești, o dragoste nemărginită față de Sfânta Biserică. Și se bucură de o apreciere aparte, dovadă și numărul mare al preoților care au venit astăzi din vecinătate, de la Dobreni, de la Vărăști, de la Greanca, din Arhiepiscopia Constanței, ca și prezența Părintelui Senior Oc, care prin anii 84, cei mai în vârstă, vă amintiți, a fost preot aici, a slujit atât la Puțu Greci, cât și la Zvoiu. Ne bucurăm să vedem biserica în haine frumoase, de sărbătoare, cu aceste baldachine care țin icoanele Sfinților. Așa cum a spus și Părintele Barbu, cel care după 15 ani a revenit în țară, din Grecia, la Salonic, în minunata catedrală bizantină de acolo, se află Sfintele Moaște ale Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir. În vremea în care și eu mă aflam la studii la Salonic, am văzut cele mai frumoase pelerinaje la care n-am visat vreodată. Le cunoșteam pe cele din țară, al Sfinte Parascheva, al Sfinte Filoptea și, în primul rând, pe cele de pe dealul Patriarhiei. Dar pelerinajul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir a fost unul copleșitor pentru mine, pentru că scoteau racla Sfântului Dimitrie pe afete tun și milioane de credincioși se adunau la pelerinaj în piața, în plătia Aristotel, în piața lui Aristotel și așa, în felul acesta, cu dimitrițe, florile Sfântului Dimitrie, mergeau pe Via Ignatia, drumul care altădată, pe care a pășit și Sfântul Ignatie Teoforul, ducea până la Roma. Astăzi, în catedrală, la Salonic, merg pelerinii, dar în condițiile acestea de pandemie, care ne-a făcut pe fiecare dintre noi să fim mai responsabili și să dăm altă dimensiune și prețuire vieții. La baza fiecărei crize din acestea economice și cum este criza aceasta sub toate aspectele ei pe care o vedem fiecare dintre noi în domeniul sanitar, în domeniul școlar, o criză financiară are la bază criza spirituală. Pentru că dacă oamenii care ar conduce astăzi ar avea credința Sfântului Dimitrie ca să mărturisească credința în Hristos, așa cum a făcut odinioară Sfântul Dimitrie, cel care l-a îmbărbătat pe Nestorie și acesta a avut puterea să se lupte cu un gladiator. I-a spus Sfântul Dimitrie din temniță, pe Lie îl vei birui și pe Hristos îl vei mărturisi. Când a aflat împăratul Dioclețian că Dimitrie, guvernatorul Salonicului, este cel care l-a îndemnat pe Nestor, pe Nestorie, să se lupte și să-i ucidă gladiatorul, spaima tuturor ostașilor, atunci a trimis ca în temniță să fie străpuns cu sulița și el a ridicat mâna și a fost străpus în coaste, asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, care a fost răstignit pe cruce. Exemplul acesta de credință, de mărturisire, ar trebui să ne dea curaj fiecăruia dintre noi. Pentru că trăim într-o societate secularizată și este nevoie de mărturisirea fiecăruia dintre noi. Am dat deja exemplul Părintelui Eduard Dumitrache, care a schimbat, domnule primar, percepția comunității, a satului, a sătenilor de aici, dintr-un sat mic, asupra preotului, asupra bisericii, în speță asupra implicării preoților în viața societății. Fiecare dintre noi ar trebui să propovăduim, în primul rând, și să mărturisim credința, apoi valorile netrecătoare legate de familia autentic românească, de nașterea și de creșterea copiilor, de faptul că Dumnezeu ne-a făcut să fim în istorie și să tăinuim până astăzi, deși au fost atât de multe și de mari încercări asupra poporului român. A trebuit să ne trezim cu toții, pentru că este multă tulburare și multă dihonie în societate. Și vindecarea,
fiecăruia dintre noi vine de la Hristos. Trebuie să avem curajul să ne mărturisim în aceste zile și în aceste vremuri grele pe care le trăim, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, prin viețuirea, prin faptele noastre, trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Preasfinția, vreau să vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc foarte mult și pentru lucrurile pe care le-ați spus despre mine și care mă mulțumesc și mă compreșesc. Dar atunci când le rostați, mă gândeam că le spuneți, de fapt, despre oamenii din această parohie, despre credincioși care participă la Sfintele Liturghii și Sfintele Slujbe. Sigur, ne-am dorit mai mulți. Poate anul acesta facem pasul acela decisiv și pe lângă femei vin și bărbații. Astăzi am avut câteva prezențe notabile de bărbați care mi-au promis că vin și au venit și am promis că scriu undeva și voi scrie. Și încet, încet încercăm să construim această comunicare unde Preasfinția voastră ne-a promis pentru a sluji și pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. De ziua hramului nostru am obișnuit această comunitate să fie nu doar ziua bisericii, ci ziua satului. Ca o comunitate adevărată și unită, ne strângem cu toții și ne bucurăm. Facem sărbătoare pentru că Sfinții lui Dumnezeu sunt sărbătoare nu numai în cer, ci să fie sărbătoare și pe pământ între oameni. Permiteți-ne așadar, cu această ocazie, să oferim Preasfinției voastre o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, învățătorul nostru. Și de asemenea, tot din partea parohiei noastre, vă oferim acest engolpion cu acoperământul Maicii Domnului, o plătitoare așezământului, unde tot cu binecuvântarea Preasfinției voastre ostenesc și eu. Foarte frumos. Vă mulțumesc frumos. Vă pomenesc în rugăciunile mele cu smerenie. Cu prea prostie.